Pe 12 septembrie 2016 a fost o dezbatere. Vătămare din culpă era întrebarea, dacă e din culpă sau cu intenție, sigur, din partea legiuitorului. Vătămarea libertății de a contracta leziunea, o instituție, să zicem, nu neapărat nouă, nou cod civil, dar oricum serios și grav, aș spune chiar, relansată de reglementarea de drept comun care a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011. Un articol relativ recent a apărut pe Juridice, sub titlul Leziunea între reglementarea vechiului și noului cod civil, articol publicat, avându-l ca autor pe distinsul profesor universitar Dan Chirică, a generat ideea reluării într-o anumită măsură acestei teme, sigur cu dorința celor de față de aici de a încerca mai multe particularizări către zona afacerilor sau a dreptului comercial sau cum vrem să-l numim. Leziunea în contractele de afaceri, formularea contractului de afaceri poate este cea mai potrivită în literai, dar în spiritul ei vrea să spună cam care ar fi tendințele dezbaterii de astăzi, ce puțin cele asumate și propuse de noi. Avem și în această seară o compoziție variată din punct de vedere al branșelor implicate. Avem și profesori universitari, dar practicieni în același timp, aspect important, avocați și chiar și instanță judecătorească. Avem și un Skype și începem cu Skype. Doamna lector universitar, dr. Florina Popa, de la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept și Științe Administrative, dar în același timp și practician. Mulțumim pentru faptul că ați acceptat să veniți la dezbateri. Sunteți prima dată la dezbateri. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Să sperăm că o să ne auzim bine în continuare și pe parcursul dezbaterii, cum s-a întâmplat în ultimile dăți când am avut Skype. Ajungem la București. Instanța judecătorească, domnul judecător Cristian Bălan, judecătoria Buftea, mai fost la dezbateri. Bună seara. Mai departe trecem la doi avocați care și dânsi la rândul lor au mai fost la dezbaterea altul noi și de aceea cu atât mai mult le mulțumim pentru faptul că și în această seară de 13 martie sunt aici la Artmark, și anume domnul avocat Cornel Popa, partner Țucaș Bâlcea și Asociații. Bună seara tuturor. Și domnul avocat Elena Iacob, partner Zanfirescu Racoție & Partners. Bună seara. Și ajungem și la comoderatorul acestei dezbateri. Am mai fost la dezbateri și am mai fost comoderator și ne-a sincronizat destul de bine. Domnul profesor, conferenția universitară, dr. Bazil Oglindă, managing partner, Oglindă & Partners, vicepreședinte al Curții de Arbitraj. Bună seara! Bine ați venit! Și trecem, ca de obicei, la ultimele dezbateri, la momentul publicitar, după care îi dăm drumul cu lucruri serioase și lezionare. Descoperă acum Isolex, soluția software care îmbunătățește rapid întreaga activitate a cabinetului tău de avocatură. Un avocat bun știe că există mereu loc pentru plus valoare. Isolex, din respect pentru profesie. www.isolex.ro. Juridice.ro recomandă Isolex. Din nou la datorie. Să începem cu Fruncea, da? Banatul, Timișoara. Alături de noi, doamna profesor Florina Popa, faceți o introducere în subiect, una care să fie cumva și abruptă, să intrăm eventual în niște teme care să merită a fi discutate și să creeze o atmosferă aprinsă de luni seara. Întâi de toate, ar trebui discutat un pic despre natura juridică a leziunii, deoarece potrivit noului cod civil, care din 2011, deși în 2011 a intrat în vigoare, este încă nou și probabil că va mai fi calificat astfel multă vreme, leziunea este de data aceasta în mod neechivoc încadrată între viciile de consimțământ, însă în același timp
este consecința sau poate fi consecința unui viciu de consimțământ. În doctrină, leziunea a mai fost calificată ca fiind o cauză distinctă de desființare a contractului, care se bazează pe lipsa de echivalență a prestațiilor sau ca o condiție a anulării contractului pentru incapacitate. Acestea fiind spuse, să încercăm să trecem ex abrupto la tema noastră de astăzi, și anume, există leziune în contractele de afaceri? Este clar că potrivit noului cod civil, leziunea a devenit un viciu de consimțământ, o cauză, iată, generală, aplicabilă atât majorilor cât și minorilor ca și domeniul de aplicare, adică mai precis convențiilor încheiate de majori și de minori. Problema este dacă între majori îi putem include de plano și pe profesioniști, sau dacă nu de plano, măcar să calificăm în care dintre circumstanțe profesioniștii ar putea clama fie anularea contractului, fie adaptarea lui, invocând leziunea ca viciu de consimțământ sau ca și consecință a unui viciu de consimțământ. Și după ce vom clarifica aceste aspecte, cred că ar merita să ne oprim un pic și în plan procesual, respectiv să identificăm ce a vrut legiuitorul să imagineze din perspectivă procesuală atunci când a stipulat posibilitatea pârâtului de a oferi reducerea propriei prestații sau reducerea propriei creanțe sau dimpotrivă mărirea propriei prestații pentru a elimina posibilitatea anulării contractului. Cred că aceste chestiuni ar trebui lămurite în dezbaterea noastră. Păi să le lămurim. Prima chestiune, dacă au ce să caute profesioniștii în sfera de aplicare a leziunii, și aici avem combinații și permutări de analizat, nu? Profesionist cu profesionist, profesionist cu neprofesionist și neprofesioniștii între ei. Nu? Să încercăm să luăm pe ipoteze, dacă sunteți de acord, să vedem cât de mult ne preocupă leziunea. Cine vrea să pună concluzii? Încep eu? Da. Da. În ceea ce mă privește, cum de altfel am și scris într-un articol în 2014, dacă nu mă înșel, în revista Dreptul, cred că leziunea este indiscutabil un viciu de consimțământ aplicabil atât contractelor civile clasice, cât și contractelor încheiate de un profesionist cu un consumator. Deci aici lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt indiscutabile și cred că domeniul de aplicare al leziunii, cel puțin din punct de vedere cantitativ, din perspectiva ipotezelor practice care s-ar putea ridica, ne găsește pe acest teren, al acestor două tipuri de contracte. În ceea ce privește contractele încheiate între profesioniști, cred că răspunsul se impune a fi unul nuanțat, deoarece în sistemul monist, reglementarea leziunii, desigur, este una unitară. Și cred că de planul nu putem nega inclusiv intenția legiuitorului de a include astfel de contracte încheiate între doi profesioniști în sfera de aplicare a leziunii, însă din perspectiva felului în care va fi interpretat textul și aplicat în practică, cred că de-abia aici intervin chestiunile delicate și care vin în sprijinul ideii că monismul este unul temperat
și că un monism de reglementare în niciun caz nu exclude un dualism de interpretare, care de-abia în această ipoteză, care este și tema dezbaterii noastre de astăzi, impune anumite nuanțe. Cred că, în primul rând, judecătorul care se va confrunta cu diferitele ipoteze practice în care va fi investit cu acțiune, să presupunem, în anularea contractului pentru acest viciu, cred că ar trebui să aibă o altă lupă în judecata de valoare a unei spețe dintre care vizează anularea unui contract pentru leziune între doi profesioniști. Spun acest lucru și argumentul esențial pe care îl aduc în sprijinul acestei teze este bazat și pe dispozițiile aliniatului 2 ale articolului 1221, care din punctul meu de vedere este un aliniat care are rolul de a circumstanția aplicarea leziunii și textul spune: existența leziunii se apreciază și în funcție de natura și scopul contractului. Natura, scopul contractului, în raporturile dintre profesioniști, impune, după părerea mea, câteva nuanțe. La ce ar trebui să se uite un judecător care se confruntă cu astfel de speță? Consider că un aspect important este caracterul echilibrat, respectiv dezechilibrat, al contractului și evit să folosesc termenul de adeziune, gândindu-mă la relativa poziție economică de egalitate în care se pot găsi cei doi profesioniști. Dacă ei se găsesc într-o relativă poziție de egalitate, apreciez că domeniul se restrânge și mai tare și aș tinde să spun că, fără a nega de plano o ipoteză în care totuși leziunea s-ar aplica unor astfel de contracte, cred că natura și scopul unui astfel de contract încheiat de doi profesioniști aflați pe o poziție de egalitate ar obliga judecătorul, uitându-se printr-o lupă extrem de restrictivă la îndeplinirea condițiilor și mai ales la satisfacția de care are nevoie și acest aliniat 2, care nu este pus întâmplător acolo și este o condiție esențială pentru îndeplinirea condițiilor leziunii din aliniatul 1. Pe de altă parte, dacă vorbim despre un contract aflat încheiat între doi profesioniști aflați într-un dezechilibru, adică existând o premiză a unui dezechilibru contractual în sensul că este clar că un profesionist este mai puternic, cred că și din punct de vedere probatoriu se vor putea naște niște premise pentru aplicarea unor prezumții pentru îndeplinirea unei alte condiții din aliniatul 1, apropo de profitatul, de lipsa de starea de nevoie, lipsă de experiență și lipsă de cunoștințe. Condiții cerute de altfel de aliniatul 1. Și cred că sfera aici ar fi aproape la fel de largă cu celelalte contracte încheiate, civile clasice sau contractele încheiate între un profesionist și consumator. În concluzie, ca să-mi termin ideea, apreciez că pentru categoria contractelor în care există o profundă inegalitate economică a părților, în cazul acestor contracte, domeniul de aplicare al leziunii în raporturile între profesioniști este identic cu acel al contractelor clasice și cu acel al contractelor între profesioniști și consumator, însă acesta este extrem de îngust, dacă nu aproape, din punctul meu de vedere, de principiu, nici n-ar putea fi aplicabilă leziunea pentru contractele în care profesioniștii se găsesc pe o poziție de egalitate. Aici știu că am dispărut chiar înainte dezbatere, nu vreau să întrerup firul, dar pentru că s-a făcut referire aici la 1221 aliniatul 2 și a fost comentat ca un element de circumstanțiere
a leziunii, așa cum e reglementată în 1221 alineatul 1 și chiar înainte să batem un secret, comentam o evaluare, o teză susținută de profesorul Dan Chirică în articolul apărut pe juridice, mai exact la punctul, paragraful 26 din, la punctul 26 din acest articol. Profesorul Chirică, în cunoștință de cauza asupra faptului că toți comentatorii codului văd 1221 alineatul 2 cer cu aprecierea existenței leziunii în funcție și de natura și scopul contractului ca fiind un text care cumva completează, circumstanțează, temperează elanul din alineatul 1 al articolului 1221, profesorul Chirică atrage atenția că s-ar putea să fim prezența unei interpretări eronate și că, din potrivă, articolul 1221 alineatul 2 ar putea reglementa el singur un caz de leziune. Nu știu dacă vom stabili acum cum e, dar cu siguranță e interesant. Este o opinie foarte interesantă. De ce? Pentru că până acum cred că mai toată lumea care a citit articolul 1221 a fost cumva orbită de strălucirea aliniatului 1. Și având această revelație a introducerii leziunii în codul civil, au salutat sau, mă rog, au analizat cu foarte multă atenție aliniatul 1 și, în general, aliniatul 2 a fost văzut ca o aplicație sau o circumstanțiere a aliniatului 1. Aliniatul 2 spune că existența leziunii se apreciază și în funcție de natura și scopul contractului și teza profesorului Chirică este foarte interesantă atât din perspectiva motivării, cât și din perspectiva efectelor la care se poate ajunge, presupunând că teza domniei sale ar fi validată de practică. În primul rând, din perspectiva motivării, și are cumva dreptate aici, una din reglementările surse ale codului nostru civil este, printre alte câteva, și principiul unii droa asupra contractelor comerciale. Și, într-adevăr, așa cum se citesc principiile unii droa și cu explicațiile la acestea, se pare că acolo am vorbi de ipoteze distincte de leziune. Acolo sunt literele A și B, corespondente aliniatului 1 și 2 din textul nostru, și care, nici măcar aceste două ipoteze, nu sunt cele care epuizează sfera situațiilor în care ne putem gândi la leziune. În ceea ce privește efectele, ar putea să apară o problemă practică, pentru că dacă îi dăm această interpretare largă, interesantă, cum spuneam, aliniatului 2, s-ar putea ca aliniatul 1 să devină ușor inutil. Pentru că dacă vom avea un caz general de leziune care să poată fi apreciată în funcție de, cum spune aici, de natura și de scopul contractului, înseamnă că din aliniatul 1 eu ce mai preiau? Ar trebui să mai preiau doar existența unei disproporții de mare amploare între prestațiile celor două părți și să las deoparte celelalte trei situații, starea de nevoie, lipsa de cunoștință și lipsa de experiență a părții care se pretinde victima leziunii. Și practic ar trebui să dovedesc doar ceea ce ne spune aliniatul 2, că este ipoteza de lucru a textului. Să dovedesc că în raport de natura și scopul contractului există o disproporție între prestații și aceasta ar trebui să fie corectată, conform mecanismelor specifice leziunii. Și se citează aici ca posibile exemple în care se poate aplica această dispoziție, se citează situația în care, de pildă, avem o clauză contractuală care prevede o perioadă foarte scurtă pentru notificarea defectelor bunurilor sau serviciilor furnizate. Sau situația în care avem un comision al unui mandatar care este excesiv vis-a-vis de activitatea prestată de către mandatarul respectiv pentru comitentul său. Problema este că ipoteza textului nostru, articolul 1221 aliniatul 1, este că avem o disproporție vădită între prestații și iarăși mecanismele corective care sunt prevăzute ceva mai jos, articolul 1222, sancțiune și așa mai departe, și ele par să aibă în vedere mai degrabă disproporții de ordin valoric, nu neapărat clauze
care ar putea să apară dezechilibrate, dar care este mai greu să fie echivalate din punct de vedere bănesc. Cum ar fi, problemă pe obiectul principal al contractului, apropo de terminologia materie. Cum ar fi acest prim exemplu citat de profesorul Chirică, clauză contractuală care prevede o perioadă scurtă pentru notificarea defectelor bunurilor livrate, să zicem. Aici, dacă, presupunând că i-am dat dreptate și am încercat să aplicăm textul din cod cu privire la sancțiuni, vedem că textul din cod parcă nu prea se potrivește. Textul din cod vorbește despre anularea contractului sau reducerea obligațiilor părții care este victima leziunii cu valoarea daunelor interese la care aceasta ar fi îndreptățită. Nu pare să am un mecanism. Sigur că pot să interpretez textul extensiv, am mai văzut, am practicat, se practică mai nou și în dreptul public, nu doar în dreptul privat, dar parcă nu aceasta rezultă să fi fost voința legiuitorului. Dacă ne uităm în textul sursă, principiile unidura, ele sunt mai largi. Ele nu vorbesc doar despre echivalența valorică a prestațiilor, ele vorbesc de noțiunea disparitate excesivă, disparitate care se poate traduce sau nu într-o valoare bănească. Ia, Cornel, dacă îmi permiți, pe exemplu pe care l-ai dat, cred că avem o protecție suficientă a părții slabe în contract în temeiul articolului 1203. Și protecția se realizează pe 1203, apropo de decăderea din anumite drepturi. 1203, clauzele neuzuale. Pe clauzele neuzuale, exact, și textul spune așa. Deci, standard care prevăd în folosul, trec mai departe, sau în detrimentul celelalte, decăderea din drepturi ori din beneficiu termenului. Deci aici ipoteza pe care ai dat-o, aș vedea-o că s-ar încadra și s-ar asigura o protecție părții. Deci ăsta ar fi mecanismul specific, special reglementat de cod pentru partea mai slabă din contract. Pe de altă parte, dacă ar fi la mijloc o stare de nevoie, degeaba pe 1203 cel care impune această decădere se asigură și ia consimțământul dedicat, pentru că 1203 ar fi neputincios să acționeze și ar putea relansa teoretic discuția cu această rezervă deja anunțată pe terenul leziunii. Să nu uităm, profesor, că mai dă un exemplu și pe comision, să nu uităm și pe ăla, că într-adevăr asta cu termenul prea mic e, poate nu e cel mai fericit. Așa este, l-am menționat, dar nu am insistat asupra lui. E vorba de situația în care avem comisionul mandatar care a exprimat într-o cotă procentuală fixă din prețul bunurilor sau serviciilor furnizate și care ar putea să fie justificată dacă contribuția mandatarului, spune profesorul Chirică, preluând din comentariile la principiile unidroa, ar putea să fie justificată dacă contribuția mandatarului la încheierea contractului este substanțială. Și, pe contrariu, n-ar fi justificată în situația în care, practic, ar fi vorba de un comision disproporționat față de activitatea propriu-zisă prestată de către mandatar. La articolul 1203, o scurtă mențiune, aș face, într-adevăr, acolo, acela poate să fie un mecanism. Premisa lui 1203 însă e un contract care nu a fost negociat. Avem, sau clauzele respective nu au fost negociate. La leziune pot să am negociere sau, după caz, pot să nu am negociere. În orice caz, este o negociere care nu a produs efectele de stabilire a unor prestații echivalente pe care legiuitorul și le-ar fi, pare că și le-ar fi dorit. Păi, așa este, dar mă gândesc că consecințele ar fi chiar periculoase dacă n-am pornit, pentru că, sigur, legiuitorul cred că a fost, în cazul clauzelor neuzuale, mult mai prudent și mult mai clar apropo de domeniul de aplicare. Nici nu se compară, pentru că acolo avem situația premisă să am clauze standard. Aici, la leziune, sigur, pare să fie mai larg, dar totuși impune niște limite. Dacă am avea leziune în absolut orice situație și cu privire la orice clauze, chiar și cele care nu vizează o disproporție economică, păi eu cred că am aruncat în aer principiul forței obligatorii a contractului. Adică mi se par consecințele practice ar putea fi chiar dramatice, iar pentru ce înseamnă raporturile dintre profesioniști ne-ar arunca într-o zonă de imprevizibil. Apropo de imprevisiune și rezumând discuțiile de până acum, cred că ar trebui să ne întrebăm care ar fi raportul între leziune și echitate. Dacă noi am considerat că alineatul 1 și 2 reglementează două ipoteze distincte,
Atunci vom avea alineatul 1, în care legiuitorul a înțeles să restrângă puțin domeniul de aplicare a leziunii. Dom'le, avem o disproporție. Dar nu orice disproporție o putem lua în discuție ca fiind o leziune, astfel încât să intervină o modificare a raporturilor contractuale sau o posibilă încetare a lor. Numai dacă partea a profitat de starea de nevoie, de lipsă de experiență sau de lipsa de cunoștință a celelalte părți. Și aici poate și discuțiile cu relațiile între profesioniști ar fi puțin mai ușoare, pentru că pe lipsa de experiență și pe lipsa de cunoștințe în contracte între profesioniști poate e un pic mai greu de făcut dovada că doi profesori sau că unul dintre profesioniști avea o lipsă de experiență sau o lipsă de cunoștință, mai ales dacă acționează într-un anumit domeniu, într-o anumită nișă unde ar trebui să cunoască. Dacă obiectul e relativ comun, e o discuție, dar în rest poți să am doi profesioniști sofisticați și dacă afacerea este pe obiectul unuia dintre ei, se poate reactiva condiția. El e profesionist. Dacă e un profesionist al pieței respective, că dacă este un profesionist excepțional, luați orice domeniu, să zicem, comerțul cu conserve de ton și totuși are și el nevoie de un cablu de internet și intră în relație cu un alt profesionist, așa, cred că pe acea piață... Da, pregătirea unei persoane care în viața de zi cu zi acționează ca un profesionist pe piața vânzării conservelor de ton este alta față de pregătirea unei persoane care în viața de zi cu zi este... împachetează, nu știu, sau este un lucrător într-o uzină, adică chiar dacă el va acționa ocazional pe o piață de care este străin, totuși experiența lui ca profesionist îi impune o anumită diligență, el trebuie să ia anumite măsuri, că el știe ce e viața economică, el știe ce e aia, adică totuși ne așteptăm la altceva din partea lui. De-aia spun că dacă totuși am menține alineatul 1 ca fiind ipoteza generală, analiza ar fi mult mai ușoară. Între profesioniști ar fi poate un pic mai greu de dovedit partea cu profitând de lipsa de experiență sau de lipsa de cunoștințe, mai ales că dacă ar dovedi o lipsă de experiență sau o lipsă de cunoștințe, noi ne uităm și la standardul profesionistului. Bun, dar aveai voie să-i invoci, adică totuși ești profesionist. Puteai să-ți iei pe cineva care să te asiste din domeniul de pe piața în care a intrat, că avea nevoie de mult sau serviciu, că și asta este o discuție obligația de făcut. Obligația de a-și lua totuși anumite măsuri de precauție poate elimina o parte din discuții, totuși e profesionist și ar trebui să știe. Problema s-ar pune, sau cele mai importante probleme ar fi în legătură cu starea de nevoie. Profitând de starea de nevoie. Acolo, ce înseamnă starea de nevoie, când a profitat de starea de nevoie și până la urmă, să dau un exemplu, și criza ne-a arătat că în stare de nevoie poate intra și o bancă la un moment dat. Adică, aici poate discuțiile ar putea fi mai interesante. Dacă am înțelege că alineatul 2 ar fi o ipoteză distinctă, atunci ar trebui să citim textul de la leziune. Așa, există leziune atunci când se apreciază și în funcție de natura și scopul sau apreciindu-se în funcție de natura și scopul contractului, una din părți stipulează în favoarea sa o prestație disproporționată și restul. Practic, alineatul 2 ar arunca discuțiile de la leziune pe tărâmul echității. Dom'le, analizând în funcție de natura și scopul contractului, disproporția ar fi excesivă, adică ar fi o inechitate. Totuși, când a discutat codul civil despre inechitate, despre echitate, practic, și modificarea raporturilor contractuale în raport de echitate, a avut în vedere un cadru foarte strict. S-a uitat la impreviziune, a spus, domne, bun, dar totuși trebuie să fie o împrejurare care intervine ulterior la momentul respectiv, ați avut în vedere, ați riscat, că sunteți profesioniști, până la urmă, ce înseamnă când e echitabil, când am riscat și nu... și mi s-a realizat riscul, nu? Sau când și nu mai vreau acum să supor riscurile, sau nu puteam să mă aștept totuși ca profesionist că afacerea o să meargă bine. E adevărat, mă aștept că afacerea o să meargă bine, dar trebuie să înțeleg că piața poate fi oscilantă. Dar dacă am raportat leziunea la echitate, considerând că alineatul 2 e o ipoteză distinctă, cred că discuțiile ar fi ușor periculoase, mai ales în contractele dintre profesioniști și poate ar anihila discuția pe ce înseamnă risc și până unde merge asumarea riscului în contractele dintre profesioniști. Totuși, până să înainteze discuția, trebuie să, sau nu putem face abstracție de regimul juridic, de legea 72 pe 2013, de exemplu, care ne instituie chiar clauze abuzive în contractele dintre profesioniști. Adică, totuși, legiuitorul, când analizăm profesioniștii, trebuie să vedem și o ierarhie între ei.
legiuitorul are în vedere chiar posibilitatea ca unele clauze să fie abuzive, adică echitatea să fie încălcată chiar de la momentul încheierii contractului. Și iarăși nu trebuie să pierdem din vedere când analizăm profesioniștii, că profesioniști sunt și două corporații care acționează pe piață, dar poate fi și o persoană care, nu știu, vrea să vândă, vrea să intermedieze niște asigurări și încheie un contract cu un broker sau cu o firmă de asigurări și el poate nici nu știe ce a semnat el în viața de zi cu zi, este muncitor, lucrează la, nu știu, săpat șanțuri și vrea și el să facă un ban, iar când vede, când încalcă contractul și vede ce a semnat, atunci el află că a fost și profesionist, că totuși na, era o operațiune de specifică și nu. Și avocatul poate fi profesionist, nu-i așa? Și avocatul poate. Ar fi de dorit, adică da. Bun, și în raporturile între, credeți că în raporturile între un avocat și un client, cum s-ar aplica 1221? Sau într-o cheie mai generală, dacă 1221 se pretează, apropo de al doilea nivel, al doilea exemplu, raporturi profesioniști consumatori, dacă ei au nevoie consumatorii de 1221, sau ar fi suficientă legislația în materie de clauze abuzive? Discuția în contractul de asistență juridică mi se pare interesant, nu m-am gândit până acum. Dar acum e de discutat dacă clientul, și în optica noastră am înțeles, dacă clientul este o simplă persoană fizică sau dacă este un profesionist la rândul său. Nu, mă gândeam apropo de ar putea exista sau s-ar putea invoca leziune în raport de onorare de succes, că practic ar fi partea din contract pe care poate clientul nu o prevede. Ce fi deschis subiectul? Clientul o să tăiem la registrare, da. Dar acum e live, n-avem ce să faci. Nu, cred că de la caz la caz am putea discuta despre leziune și în contractele de asistență juridică. Nu, n-am, până la urmă, legiuitorul, iarăși, când a vrut să ne excludă ceva, ne-a exclus expres. La 1224 ne-a exclus anumite contracte. Nu ne-a exclus alte persoane, deci putem aplica, ne putem gândi că leziunea e incidentă în spețele respective. Nu ne-a exclus alte contracte, în afară de tranzacție, contractele aleatorii și alte cazuri expres prevăzute de lege. Că va fi o problemă de dovadă mai grea sau mai simplă, asta până la urmă e frumusețea dreptului, frumusețea fiecarei spețe. Dar nu aș exclude, și v-am spus, gândindu-mă acum pentru prima dată la o posibilă leziune în contracte de asistență juridică, poate chiar la onorariile de succes, mai ales în cotă procentuală, mai ales apropo de ce a spus domnul avocat mai devreme cu comisionul și dacă s-ar trezi că, dacă partea ar considera că litigiul a fost soluționat la un singur termen și ar trebui să plătească... Știam tot ce spui să folosești împotriva ta în cele din urmă. 20-30%, să zicem, un onorariu în acesta de succes din ce recuperează, plătibil imediat la momentul finalizării procesului, când clientul ar trebui să aștepte o executare silită în urma cărei ar putea obține ceva sau ar putea să nu obține nimic. Poate ne-am pune problema de leziune într-un caz din ăsta, nu poate dus la extrem. Cred că în ceea ce privește onorariul de succes intervin numai un pic, că cred că există aici un element aleatoriu care ar putea să ne conducă cu ideea și cu gândul că această clauză, care la rândul ei poate fi interpretată ca un contract în sensul de negotium iuris în aceluia și instrumentum, să fie exclusă de la aplicarea leziunii. Dar asta dacă aș apăra avocatul care ar trebui apărat. Dar nu... da, dacă ar fi considerată o clauză zice aleatorie... Ziceți noastră ca judecător, dacă... Ziceți noastră, doamna... avocat. Lăsând la o parte dezbaterea pe tema onorarului se de succes. La rând. Acum, da. Pe care nu mă voi pronunța în seara asta. Din punctul meu de vedere, leziunea majorului și leziunea pentru persoana juridică reprezintă un pas suficient de revoluționar pentru dreptul civil român ca să nu extindem nejustificat condițiile stabilite de lege citind printre rânduri. Sau presupunând ce a avut în vedere legiuitorul atunci când a redactat textul. După mine, alineatul 2 nu este complet și o interpretare literală a acestuia nu permite combinarea cu alte dispoziții ale aceluiași articol sau cu alte articole din secțiunea respectivă. Pentru rigoare ar fi trebuit să menționeze și aici disproporția prestațiilor sau altă condiție care cumulată cu aceasta
ar atrage existența sau punerea în discuție a leziunii. Revin însă la sfera persoanelor cu privire la care se aplică, fără a contesta că acest articol are o aplicare generală și în raporturile dintre profesioniști și dintre profesioniști și consumatori sau între consumatori, între persoane care nu sunt profesioniști. În ceea ce privește contractele dintre profesioniști și consumatori, eu aș tinde să consider că sfera de aplicare a leziunii dimpotrivă este una mai restrânsă și nu mai extinsă decât cea în raporturile dintre profesioniști. Prin excelență, consumatorii sunt o categorie protejată de lege și este un domeniu puternic reglementat și din ce în ce mai reglementat, care asigură egalitatea sau aducerea unui echilibru în raporturile dintre profesioniști și consumatori. Există numeroase acte normative care conțin dispoziții speciale privind informarea precontractuală, contractuală, clauzele, conținutul contractelor, însă și în anumite domenii este prescris prin lege. În aceste condiții, a invoca leziunea pentru simpla constatarea faptului că prețul într-un contract, să zicem, de împrumut este mai mare decât prețul practicat de un alt profesionist pe aceeași piață și ar putea fi astfel considerat prea mare, mi se pare că ne duce într-o zonă din care nu se iese ușor. Adică nu trebuie să abdicăm de la principiile de drept civil, inclusiv principiul forței obligatorii a contractului, pornind de la ideea că una dintre părți, consumatorul, este cea slabă și profesionistul abuzează. Sau da, aveți în vedere, probabil, printre alte argumente, și chiar în Codul Civil, articolul ultim de la secțiune generală în materie de contracte, da, contractul încheiat consumatorii, în care Codul își mărturisește faptul că, în principiu, nu vrea să dea peste cap legislația specială, spun în principiu, pentru că el spune contractul încheiat consumatorii e supus legilor speciale și aici ar fi discuția în completare dispoziției prezentului cod și aici poate fi o mică problemă, dincolo de faptul că legislația consumatorilor pleacă de la principiu că dacă e vorba de obiectul principal al contractului, ca bună regulă consumatorul nu are ce să invoce dacă nu cumva e vorba de clauze, formulări neinteligibile, nepredictibile, etc., care îl încurajează să așa intre este, pe aceste fără a exclude aplicarea leziunii în contractele, în raporturile dintre profesioniști și consumatori, cred totuși că domeniul de aplicare a leziunii ca un viciu de consimțământ de drept comun ar trebui să fie mai limitat, având în vedere tocmai protecția specială a acestei categorii conferită prin legile speciale. Am văzut recent aplicare în această materie a teoriei impreviziunii, chiar și pentru contracte încheiate anterior intrării în vigoare a noului cod civil. Poate fi justificată această aplicare având în vedere o schimbare de circumstanțe. Ceva nou. Leziunea se apreciază în raport de momentul încheierii contractului. Dacă la acel moment, domeniul fiind puternic reglementat, beneficiind de informarea necesară pentru a-ți permite, chiar și ca neprofesionist, să intri într-un raport contractual, și o faci în aceste condiții, după mine, a aplica leziunea extins, considerând din start că un consumator are dreptul la o poziție, este prezumat a nu avea experiența sau cunoștințele profesionismului, duce la anihilarea principiului forței obligatorii a contractului în această materie. Timișoara, care a lansat problema, întrebarea, ce ar avea de adăugat legat de chestiunea aceasta sferei de aplicare și în punct de vedere al calității părților, după cum sunt profesioniști sau neprofesioniști sau, iată, această chestiune ultima investigată, profesionist-consumator, dar și în punct de vedere al celelalte condiții. Așa cum arată reglementarea în noul cod civil,
din perspectiva principiului monismului, eu cred că nu putem sustrage domeniului de aplicare al leziunii raporturile între profesioniști. Sigur că rezerva, care cred că va exista o bună perioadă de timp în practica judiciară, este justificată prin perspectiva tradiției, pentru că sub imperiul vechiului cod nu exista leziunea între majori consacrată. Cu toate acestea, au fost soluții de practică judiciară care au sancționat disproporția vădită între contraprestații, chiar și între majori, însă pe tărâmul cauzei ilicite sau cauzei lipsei de cauză parțială sau pe tărâmul echității. Însă cred că față de interpretarea coroborată a prevederilor noului cod, dă verde, să spun așa, leziunii inclusiv între profesioniști. Firește, circumstanțiată incidența leziunii prin raportarea strictă la prevederile articolului 1221 aliniatul 1, coroborate, zic eu, cu cele ale aliniatului 2 ale aceluiași articol. În opinia mea, nu cred că este vorba de o leziune de tip special în aliniatul 2. Eu cred că prevederile aliniatului 2 circumstanțiază prevederile aliniatului 1 și nu pot fi interpretate, adică nu pot fi reținute în sensul unui caz de leziune diferit de leziunea de drept comun consacrată la aliniatul 1. Încă o chestiune, profesorul Chirico de asemenea o tratează în articol. Există discuții asupra posibilității de a aplica leziunea sau aceste texte și la contractul de împrumut, care nu e un contract bilateral sau sinalagmatic. Și aici ar fi, apropo de faptul că ați făcut referire și la impreviziune, sigur n-ați spus contract de credit, dar mintea tuturor auzim impreviziune, decizia Curții Constituționale, contract de credit și sinapsele se fac rapid. Contract de împrumut intră aici, dacă intră aici, cum apreciem povestea asta cu barajul de valori de jumătate, nu? Pentru că alineatul 2 la 1222 face referire la admisibilitatea acțiunii în anulare numai dacă leziunea, deci disproporția cumva, depășește jumătate din valoarea pe care avea în momentul încheierii contractului prestația promisă sau executată de partea lezată. Cum stau lucrurile? Leziunea se aplică, este aplicabilă după mine și în contractele unilaterale, chiar și în contractul de împrumut. Vorbim de un contract oneros și aceasta este condiția care fixează. Iar prețul contractului este dobânda și alte sume datorate pentru punerea la dispoziție. Dobânda din contract, acum ne referim la cea remuneratorie, nu? Ca să vorbim de principal contractului, ar fi lezionară dacă ar depăși cu 50% ce dobândă? Păi aici este întrebarea, ce dobândă? Pentru că în funcție de tipul împrumutului, dacă este garantat, nu este garantat, este pe termen scurt, pe termen lung, putem vorbi de o plajă foarte largă de dobânzi. Oricum ar trebui să ne referim la contravaloarea prestației, adică la suma pe care un alt creditor sau un alt profesionist în domeniul acela ar putea o pretinde pentru punerea la dispoziție a banilor, nu la valoarea împrumutului însuși. La dobânda legală. Și nici la dobânda legală, evident. Da, aruncăm în aia. Și ar mai fi o chestiune, că s-a menționat ideea ceva mai devreme, dar nu strică să ne amintim în contextul acesta că la exemplele la care probabil că ne gândim toți în materie de credite bancare, pretinsul dezechilibru între prestații a apărut de regulă după încheierea contractului. Motiv pentru care s-a vorbit foarte mult despre impreviziune în această materie. Deci nici măcar nu ne aflăm în ipoteza de start de aplicare a leziunii în aceste cazuri. Apropo de contractele de credit, mă gândesc că totuși pe legea 193 pe legislația consumatorilor problema era nu dobânda stabilită la început, adică dacă banca ar fi spus 80%,
Bine, aveam regulile, dar să spunem, dacă ar fi între profesioniști și n-am avea 80%, nu asta ar fost problema. Problema a fost acolo că banca avea niște criterii proprii, neverificabile de consumatori, în care ea își putea ajusta dobânda lunar cum vrea. Și Curtea Europeană, plus practica noastră care s-a adaptat, a spus problema, dacă timp mecanismul de stabilire a dobânzii este clar, atunci nu avem o problemă de clauze abuzive. Ori, dacă materia consumatorilor, care sunt niște persoane, are o categorie ultra protejată de lege, legiuitorul a spus că singura problemă trebuie să fie modalitatea în care se stabilește dobânda, rata dobânzii, cum se calculează, să fie o formulă clară și tot, cum am putea aplica profesioniștilor sau contractul între profesioniști un regim defavorabil, nu mult mai defavorabil de consumatorul, să spunem, da, nu contează că e stabilită clar și poate este o cotă fixă, dar să nu fie, să ne uităm la valoare și vedem dacă ar fi o problemă de leziune. Poate ar fi ușor excesiv. Până la urmă, iarăși, poate și în viața unui profesionist, un credit este un eveniment, nu ia oricine, chiar dacă este un credit o valoare relativ redusă. Ori el ar trebui să-l citească și primul lucru ar trebui să uite la dobândă, că de-aia e profesionist, el știe la ce să nu este nea Ion, care nu încheie pentru prima dată un contract și poate să-și vândă casa, mașina, tot, el semnează că i-a spus, semnează aici. Totuși, profesionistul când merge la bancă și ia un credit, cam pe la dobândă și comisioane știe el că ar trebui să uite, dacă nu măcar să întrebe, dacă îi spune acolo 70%, 70%, nu poate să spună ultimul, da, știți, dar era inechitabil. Da. Aici rămâne ca discuție ce își păstrează sensul, aceea în care avem un credit ăsta spontan între profesioniști, în care unii dintre ei are nevoie de o finanțare urgentă aici, măcar în cadrul grupului, și găsește pe cineva care poate pune la dispoziție o asemenea sumă de bani, ca să nu pară că ne contrazicem. Deci, cumva punând concluzii în sensul că e mai puțin probabil că ne vor referi la aceste texte ca texte pentru raportul între profesioniști și consumatori, ca punct de plecare, textul și discuția legată de contracte de credit, ca niște contracte care se poate cheia între profesioniști, dintre care măcar niciunul nu este instituție credit, ci sunt doi profesioniști într-o chestiune spontană, face sens în contextul leziunii. Într-adevăr, în materie de credit, dacă citesc textul de la leziune, primul de credit, de împrumut, primul lucru la care mă gândesc este mai curând ceva similar cămătăriei decât creditul bancar. Așa cum s-a menționat și anterior, au fost suficiente prevederile legii 193 sau ale ordonanței de urgență 50, fără a fi nevoie de instituția leziunii reglementată de dreptul comun în materia aceasta. Tocmai pentru că legiuitorul a considerat că trebuie acordată consumatorului o poziție privilegiată pentru a echilibra contractul. Încă de la momentul formării acestuia. Apropo de cotele procentuale, am vrut să exagerez un pic în exemple pentru a vedea, pentru a pune în... Dar totuși susțin, e cel puțin complicat. Poate pe starea de nevoie ne-am putea gândi dacă e leziune. A spus ceva, doamna profesor Florina Boba, spunea că jurisprudența deocamdată are o inerție în a recunoaște și a da viață leziunii între majori în sens de a ajunge la anulare de contracte, dar probabil că jurisprudența are o ezitare, că înainte toate părțile au ezitare, adică e de întrebat câte acțiuni întemeiate pe 1221 au fost promovate cu acest temei juridic, pentru a putea vorbi de o jurisprudență legătură cu aceste acțiuni. Bine. Și mai ales câte au fost admise. Chiar promovate, iau un calcul, că și o soluție de respingere a fi interesantă din punctul ăsta de vedere. Ce ne puteți spune? Am văzut că judecătoria Slatina are ceva practic, are vreo două... Deci la Slatina, de ce demezi la Slatina? Statistic, din păcate, nu vă pot ajuta, dar într-adevăr, observând totuși în practică, a existat o ușoară, mai ales pentru acțiunea asta de pionierat, o ușoară temere. Dom'le, cum o luăm? Iar judecătorul primea, erau alte norme, neapărat o temere, dar negăsind practică, negăsind toată doctrina, trebuie să recunoaștem totuși, în problemele delicate n-a intrat. Poate să nu dea practicii material pentru a crea practică neunitară, dacă deschideam trei cărți și găseam trei opinii contrare. Dar pe instituțiile noi, la nivel doctrinar, mai mult de anumite comentarii principiale nu prea găsim. Problemele de viață sunt complicate, de spețele sunt complicate și poate trebuie să extragem fix un punct pe care nu-l găsim nicăieri. Și judecătorul atunci trebuie să
analizeze pentru prima dată acea instituție, fără nicio ancoră, în raport de niște norme, unde iarăși legiuitorul poate a vrut să fie energic, dar la un moment dat a fost temperat. Adică n-a vrut să creeze, n-a vrut să dea, e o instituție nouă, cum a spus și doamna profesor. Totuși am trecut de la major, la leziunea minorului, pardon, la leziunea majorului. E deja o evoluție. Haideți să vedem cum digeră practica. Cum avem și leziunea profesionistului. Deja vedem cum se descurcă majorii între ei, dar nu cred. Cred că vor apărea pe măsură ce n-avem de... Poate nimeni nu prevedea cu 10 ani că vom avea o legislație, o practică atât bogată în materia protecției consumatorilor, cum nici acum 20 de ani poate nimeni n-ar fi prevăzut că vom avea o practică atât de dezvoltată în materia restituirii proprietăților. Deci, poate peste 4-5 ani o societate va crea premisele unui val în care leziunea va fi instituția care va rezolva anumite probleme și atunci va fi aluată, disecată în foarte multe articole de specialitate și în doctrină pentru a oferi răspunsurile căutate. Dar apropo de această idee și de starea de nevoie, pentru a exemplifica concret, un profesionist invocă starea de nevoie. Îi mergeau afacerile atât de prost încât a acceptat un comision de 10% din valoarea unui comision pe care l-a fi acceptat în mod obișnuit. Asta e realitate, care poate fi probată. În momentul în care îi merge mai bine, pe un contract încheiat pe o durată de 5 ani, după aia spune, zice, domnule, stai puțin, că de fapt contextul în care am încheiat eu acest contract, eu eram în stare de nevoie. Uită-te la prestație, chestie obiectivă care poate fi probată, depășește cu 50%, anulează-mi contractul pentru leziune. Aparent, formal, sunt îndeplinite toate condițiile. Oare ce ar trebui să facă judecătorul? De asta spuneam că sunt niște nuanțe. Nuanțele care țin de interpretarea și de judecarea cu prudență, mai ales în această situație a profesioniștilor, în care starea de nevoie ține de context economic, ține de asumare de riscuri pe piață și ideea este că nu vrei să fii, mă refer la profesionistul comerciant mai ales, da? Încă nimeni nu te obligă până la urmă să fii profesionist comerciant. Ai intrat în joc, îți asumi anumite riscuri, nu poți beneficia de niște texte care tradițional au fost a fi făcute și aplicate pentru anumite categorii de persoane și chiar dacă nu putem nega de planul aplicarea lor și profesioniștilor, trebuie cu mare prudență și cu toate nuanțele pe care eu le-am invocat și care cred că pot fi nuanțate și invocate și alte nuanțe în sprijinul acestei idei. Pe de altă parte, tot doamna profesor ridicase o problemă la care nu am răspuns, chestiunea procedurală, apropo de maniera în care s-ar invoca remediul în situația în care reclamantul ar invoca anularea contractului printr-o cerere și pârâtul s-ar arăta dispus, în principal sau în subsidiar, aici este discuția, să, dacă sunt îndeplinite condițiile leziunii, dacă judecătorul să înlăture măsura anulării și să execute contractul în sensul în care prevede 1213, pentru că aliniatul 3 din 1222 trimite la 1213, la mecanismul adaptării contractului, care a fost configurat de altfel pentru viciu erorii, însă aplicabil și leziunii prin trimitere. Apoi, doamna profesor, deci, dumneavoastră sunteți din Banat și sunteți contactat de un client care s-a trezit la judecătoria Slatina cu o acțiune în anularea unui contract pe motiv de leziune. Cum vă învățați clientul să ofere, pentru că acesta este verbum regens la alineatul 3 de la 1222, ați deschis subiectul, încercați nu să-l închideți, dar măcar să faceți să meargă înainte cu poate o propunere, pentru că dilema, nu știu dacă anticipez corect sau nu, este întâmpinare sau reconvențională, nu? Da, aceasta este provocarea. Bineînțeles că clientul ar fi mult mai satisfăcut dacă ar putea avea succes cu invocarea aliniatului 3 de la 1222, respectiv dacă ar putea oferi
fie reducerea propriei creanțe, fie o majorare a propriei obligații pe calea unei simple întâmpinări, dacă mă gândesc, în primul rând, pentru că ar dori să evite exigențele timbrării. Pe reconvențională e musai să timbreze. Problema care se pune aici este, mă rog, raportarea pe care trebuie să o facă judecătorul, cred eu, la textele de procedură. Și mă refer la articolul 9, aliniatul 2 din Codul de Procedură Civilă, la articolul 22, aliniatul 6 și la articolul 397, aliniatul 1 din același act normativ. Ce ne spun coroborând aceste articole, care este mesajul lor? Este acela că judecătorul trebuie să se pronunțe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără a depăși însă limitele investirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel. Și, de asemenea, instanța e obligată să se pronunțe asupra tuturor cererilor deduse judecății. Deci, problema pe care mi-o pun este dacă clientul meu nu solicită pe cale reconvențională aplicarea posibilităților aparent generoase de la aliniatul 3, de la 122, are judecătorul la îndemână posibilitatea de a aplica dreptul substanțial, respectiv să respingă, că practic ca să țină seama de ce spune pădătul, trebuie să respingă cererea reclamantului. Da? Asta înseamnă, pe de o parte, că va da altceva decât s-a cerut dacă pârâtul nu cere pe reconvențională să se dea altceva. Aceasta este chestiunea. Și pentru a elimina riscul unui insucces în ceea ce privește incidența aliniatului 3 de la 1222, aș prefera să-l îndemn să formuleze o acțiune reconvențională. Poate că sunt mai catolică decât papa, poate că instanțele ar ține seama de aplicarea articolului 1222 aliniatul 3 și dacă s-ar invoca pe calea unei întâmpinări, însă eu nu m-aș risca, să spun așa, într-un mod nu foarte academic. Sau nu l-aș pune pe client să riște. Avem și instanța aici, din fericire. Da. Mă uitam, apropo de limitele investirii. Cred că o primă problemă o avem legată, sau prima problemă care mi-aș pune eu, ar fi legată de aplicarea articolului 1213 chiar în plan material. El este reglementat, adaptarea este reglementată la eroare. O parte spune, domnule, eu am înțeles greșit, credeam că contractul încheiat de noi va avea următoarea configurație. Cealaltă parte, nu putem să spunem că recunoaște pretențiile, că altfel n-am avea. Spune, domnule, declar că vreau să execut așa cum a înțeles partea cealaltă. Și atunci e simplu pentru instanță, contractul se va executa cum a înțeles partea cealaltă. În cazul leziunii, practic, 1213 se aplică corespunzător, dar ce ar însemna? Partea cealaltă spune că disproporția e prea mare, vrea o anulare. Adică reclamantul spune că, pardon, disproporția e prea mare, vrea o anulare. Părâtul poate să spună, domnule, haideți că vreau eu să-mi reduc, sunt de acord să fie reduse prestațiile. Bun, asta ce înseamnă? Respingeți acțiunea ca neîntemeiată, că totuși anularea este o soluție excesivă. Să fie admisă în parte și să se meargă la anulare. Instanța, cum este investită? Că acum poate Curtea Constituțională ne-a dat de gândit cu deciziile ei pe legea dării în plată. Când îmi spune anulare, instanța e investită și pentru mai puțin și atunci merge ea și poate să adapteze și numai dacă e caz de anulare, urmează să anuleze. E interesant, dar totuși când legiuitorul a vrut să facem asta, ne-a spus expres. Avem la viciile la vânzare, garanția pentru vicii. Ne spune instanța poate, dar și altă soluție în afară de cea solicitată de reclamant. De ce nu fi spus legiuitorul acolo? Păi, cel mai probabil pentru că în alte cazuri instanța n-ar putea da altă soluție, că totuși limitele sesizării, dacă ne uităm tot la articolul 22 pe care l-a invocat doamna profesor, cum ne spune acolo? Că părțile pot să limiteze dezbaterile la anumite temeiuri de drept.
Spune că instanța nu poate modifica temeiul cererii de chemare în judecată dacă părțile, în virtutea unui acord expres, au înțeles să limiteze dezbaterile chiar la anumite motive de drept. Deci părțile poate să vină să ceară nulitatea absolută sau relativă în raport de un anumit aspect, iar instanța, dacă părțile nu vor pe ăla, trebuie să se pronunțe. Aici, când reclamantul vrea, îmi cere anulare și spune, dom'le, altă soluție nu ar fi echitabilă, pentru că a fost leziune și anularea mi se pare mie. Părâtul ar veni și să spună, dom'le, dar totuși o reducere ar fi. Mergem pe adaptarea contractului. E de respins acțiunea, instanța constatând că nu știu altă soluție, dar asta ce mi-a cerut reclamantul și el stăruie în anulare și din punctul lui de vedere nu ar fi legală altă soluție, atunci poate i-am putea respinge, ne-am gândit dacă i-am respinge acțiunea ca neîntemeiată și părâtul n-ar mai avea nevoie de reconvenționare, n-ar mai avea nevoie de nimic. Adică se introduce o acțiune, am vândut o casă de 120.000 pe 50.000 de lei, eu introduc acțiunea anulare că sunt nervos, da, pentru că prețul e prea mic. Și părâtul de formulează întâmpinare, spune, domnule, este prea mult, eu ofer o reducere a prestației, uitați, în loc de 50 de lei sunt dispus să plătesc 80 și ar ieși soluția respinge acțiunea anulare ca neîntemeiată, iar în considerente instanța ar arăta că a respins această acțiune anulare ca neîntemeiată, luând act de faptul că prețul acelei vânzări nu trebuie privit ca fiind 50.000, ci 80.000. Păi asta ar fi construcția. Totuși, dacă ne uităm la 1220, spune partea al cărei consimțământ a fost viciat, poate cere la alegerea sa. Fie anularea, fie reducerea prestației. Deci partea investește instanța. Știu. Cu anularea și alineatul 3 spune, dom'le, poți să menții contractul, nu spune legătură cu care dintre cele două pretenții alternativ posibile ale reclamantului, cel de anulare sau cel de reducere. Și menținerea contractului cum se face? Prin admiterea în parte a acțiunii sau prin respingerea acțiunii, menținerea contractului, urmând ca... Până la urmă ne gândim totuși legiuitorul, sau n-ar fi ăsta un abuz de drept, adică partea cealaltă a înțeles și și-a oferit o reducere. Eu susțin stărui în cererea mea în anulare, nici nu vreau să discut altceva. Parcă aș profita de situația aia defavorabilă, nu? Ca să obțin că poate nu mai vreau contract acum și dacă tot a fost inechitabil, să fie inechitabil până la capăt. Nu vreau să dau o soluție tranșantă. Poate ar trebui să vreau să dau o soluție tranșantă, dar încă aștept o speță care să-mi ofere elementele de fapt necesare pentru a putea pronunța. Dar fără o soluție tranșantă, e interesant să ne întrebăm care sunt limitele investirii instanței, chiar în primul rând cu ignorarea alineatului 3 și în al doilea rând dacă părâtul vine și oferă o reducere. Instanța, dacă e investită cu anulare, poate să dea mai puțin în temeiul dispozitorului la leziune, dacă ar considera... Dar ce ar însemna mai puțin? Adaptarea în sine ar fi mai puțin? Sau... Cum este cazul sau cum s-ar preconiza pe piață una dintre soluțiile pe darea în plată? Să pronunțe în dispozitiv, în lipsa unei investiri prin cererea reconvențională, obligația de restituire, dacă să zicem la vânzare prețul s-a plătit, pe exemplu ăsta, a unei părți din preț. Deci să-l oblige pe părât la restituirea unei părți din preț ar fi o admitere în parte când acțiunea a fost inițial de anulare, nu știu, nu văd. Tocmai asta e problema când spune legiuitorul, poate instanța poate pronunța adaptarea contractului, că s-a mers pe ideea că instanța nu prea are ce căuta să reechilibreze ea prestațiile. Unul dintre argumentele pentru care instanța nu prea are ce căuta să configureze ea clauze contractuale și instanța e invitată și pe dispozițiile generale de la contract, pe obligațiile secundare, pe tot. Bun, și care e mecanismul în raport de ce a spus dumneavoastră? E ușor să spunem că instanța e instanța, e instanță, e independentă, e imparțială, ea e o persoană obiectivă față de raporturile părților și ea poate spune, dom'le, anularea excesivă, haideți să adaptăm. Dar în ce formă adaptează contractul? Poate să spună, nu se mai execută obligația aia se execută în parte. Cum facem? Poate se poate lega de o obligație care se va executa în viitor, una care s-a executat în trecut. Asta poate e și capcana pe legea dării în plată, unde Curtea Constituțională a spus, domnule, bun, se merge pe darea în plată, instanța poate maxim să adopte soluția de la articolul 8 alineatul 1, dar asta numai maxim. În rest, poate instanța să vină să adapteze ea cum vrea contractul de credit cu tot și s-ar naște aceeași întrebare. Bun, el îmi cere pe aia 8 alineatul 1 să consta stingerea obligațiilor. Tot. Și instanța vede că e în previziune, dar nu e chiar de stingerea obligațiilor. Ce face? Cum dă? Cum reechilibrează? Cum modifică contractul? Și ce ar face
totuși e bine ca legiuitorul când să fie un pic mai concret, mai ales în normele de procedură, să n-ajungă să finalizeze așa, să nu... Suntem poate... aici în codul civil, asta e de luat în calcul, deci această poate... reglementare este în codul civil. Da. Sigur, noi discutăm de necesitatea corespondente procedurale pentru a da viață soluției substanțiale, da? Da, dar nu este... Și cu reconvenționare problema, adică să vin eu și să cer să fiu eu obligat să majorez prețul. Da, asta e problema, da. Că dacă citim articolul 1222 alineatul 3, una dintre variante este majorarea proprii obligații. Da, deci dacă mergem pe ideea unei cereri convenționale, ar trebui ca eu părât să cer instanței obligații mă să plătesc suma de 70.000 de euro, în exemplu de mai devreme, și stau și mă întreb, eu n-am prevăzut astfel de cereri, nu știu dacă în practică... Și se timbrezi la cât cer să fiu obligat mai la mai mult, știu, adică dacă la vreau... La câte cereri de chemare în judecată se formulează România, e posibil să existe, eu n-am, personal n-am întâlnit. Nici nu știu dacă s-ar încadra pe vreun text din legislația taxelor de timbru o cerere prin care una dintre reclamantul să fie obligat el însuși să se indice ca părât. Nu, adică, conceptual, lucrurile nu prea funcționează. Pe de altă parte, într-adevăr, eu intuiesc că foarte mulți colegi proceduriști vor adopta problema foarte inginerește și pe bună dreptate vor face așa și vor spune, ok, bun, dar trebuie să am niște limite ale investirii, cum le definesc. Aici cred că trebuie să avem în vedere că, din punctul meu de vedere cel puțin, produsul muncii instanței care analizează o speță de acest gen trebuie să fie un dispozitiv care practic se va încorpora în contract. Deci practic ceea ce va face instanța va modifica contractul. Dacă vorbim de o majorare a prestațiilor pârâtului într-o acțiune de acest tip, instanța va lua act practic de oferta care se face generoasă din partea pârâtului, care spune ok, nu vreau să sufăr riscul anulării contractului, sunt dispus să pun pe masă atâția bani cât consideră reclamantul că merită pentru prestațiile în baza contractului. Și la fel ca și la impreviziune, la fel ca și la completarea contractului cu elemente secundare care au rămas poate nestabilite la momentul negocierii și încheierii contractului, instanța va pronunța și discuta aici strict din perspectiva a dreptului material. O hotărâre care se va avea practic valoare de amendament a contractului, dacă vreți. Act adițional. Acum, modalitatea procedurală în care o face, da, aici e o problemă. Nu cred că s-a gândit foarte mult acest aspect în momentul în care s-a redactat codul, dar până la urmă asta nu ar trebui să ne oprească să sesizăm faptul că totuși redactorii codului au lăsat impresia că i-au dorit o soluție cât se poate de practică și de facilă la adresa părților și o soluție care să meargă în întâmpinarea salvării forței obligatorii a contractului. Și cumva interpretarea ar trebui să meargă în aceeași direcție. Adică dacă, să zicem, pe cale de întâmpinare sau un înscris oarecare procedural care urmează să fie calificat, dar pe care pârâtul nu se obosește să-l desemneze ca fiind întâmpinare sau cerere reconvențională, el spune, de exemplu, da, sunt dispus să completez valoarea contractului până la suma solicitată de reclamant, până la urmă cred că instanța ar trebui să dea curs un astfel de cereri și probabil tind intuitiv spre o soluție de probabil de admitere în parte, deși nu știu dacă nu ar fi. Eu aș dori și să spun, dacă îmi permiteți ceva, cred că din perspectiva avocatului unui părât de bună credință care chiar ar dori să execute contractul așa cum a înțeles cealaltă parte, mecanismul ar putea fi mai simplu și rezultă din interpretarea articolului 1213, aliniatul 3. Bine, spune, dacă declarația a fost făcută și comunicată părții în eroare, în termen prevăzut, sau contractul a fost executat. Deci eu i-aș recomanda clientului să plătească, să restituie, dacă e vorba de un preț mai mare, după caz, să execute tot ceea ce depinde de el. În momentul în care a executat, dreptul de a solicita anularea se consideră stins. Avem o reglementare expresă a stingerii dreptului de a solicita anularea contractului. Și asta ce ar însemna? Că în momentul ăla nu mai depind de ce dorește reclamantul. Soluția instanței ar trebui să vină în mod natural și să respingă acțiunea ca neîntemeiată. Și asta mi se pare. Aici problema este că soluțiile sigure sunt și cele costisitoare, adică alineatul 3
ca să blochez acțiunea în anulare, practic mă pune pe mine cel avantajat de eroarea celuilalt, să astup tot în timp ce la 1222 alineatul 3, și asta e o altă dificultate din punct de vedere substanțial, e vorba de faptul că cealaltă parte, deci cel care a profitat de leziune, trebuie să ofere în mod echitabil o reducere, adică nu trebuie să acopere disproporția, sau ce puțin așa mi se pare, trebuie să acopere 100% disproporția creată. Sau trebuie. Dacă nu o face, face, se expune riscului neaprecieri, e adevărat, deci depinde cum se duce. Dar cred că nu ar fi corect să-l obligăm să astupe tot. Adică se aplică în mod corespunzător 1213, dar eu n-aș vedea la aici că trebuie să acopere deficitul 100%. E corect, dar într-un scenariu de acest gen se va intra probabil pe administrare de probe, pe expertize, pe stabilirea valorii prestației. Eu nu mai încercam, adică, o soluție prudentă, pentru că aici se mai vede încă ceva. Un text care este corelat și imaginat pentru eroare, s-ar părea că nu s-ar potrivi, adică el se aplică în mod corespunzător, dar în modul ăsta corespunzător dă naștere la niște discuții exact de acest tip. Sigur că dacă nu va face acest lucru, riscurile sunt destul de mari, inclusiv abuzul de drept al reclamantului, care poate persista și negocia de pe poziții de forță din acest moment, dacă părâtul nu... și iarăși mi se facă reconvențională, cum spunea și colegul Cornel Popa, mi se pare absurd, pentru că el aproape de fiecare dată trebuie să-și pună cenușe în cap. Ori nu-ți pui niciodată. Adică conceptul de reconvențional, așa cum l-am învățat noi, definiția de școală este când părâtul are pretenții proprii contra reclamantului. Ori în tot mecanismul, inclusiv al erorii, cât și al leziunii, tu de fapt achesezi și renunți tu la niște pretenții la care ai fi fost îndreptățit față de cealaltă parte. Prin urmare, din punct de vedere procedural, este aproape lipsit de logică și de cauză juridică o reconvențională aici. Pe de altă parte, mai e un aspect interesant la text. Textul vorbește 1213, de fapt, pentru că el este textul la care trimite 1223, vorbește despre un mecanism care poate fi interpretat și extraprocesual și poate, aici, deși nu este obligatoriu, cel puțin într-o conduită echitabilă, poate că așa ar fi normal. Partea care se consideră lezată de acel preț al prestației, poate ar trebui să declanșeze o procedură prealabilă și textul o sugerează, vorbește despre o notificare, 1213, și atunci, din acea notificare, poate rezulta că potențialul părât acum vine cu o ofertă și mecanismul are și o natură extraprocesuală. Sigur, dacă nu se înțeleg, deși propunerea poate a părâtului a fost echitabilă, reclamantul deschide un proces la rândul lui și deschide procesul de anulare. Și aici avem o altă situație care ne duce cu gândul la un alt text, textul din codul de procedură referitor la cheltuieli. Dacă în faza prealabilă litigiului propunerea de reducere a prestațiilor este una echitabilă, iar ulterior judecătorul, analizând toate probele, ajunge la concluzia că propunerea făcută anterior declanșării litigiului de anulare este cea echitabilă. Ce va face el? În primul rând, problema principală, pe petitul principal, rămâne și este ceea ce am discutat până acum, dar după aia să zicem că există și cadrul procedural și nu mai avem. Pe cine va obliga la cheltuieli de judecată? Pe reclamantul care a declanșat un proces pe care n-ar fi trebuit să-l declanșeze dacă ar fi acceptat ceva ce ar fi fost rezonabil și echitabil, sau pe părâtul care până la urmă a pierdut procesul? Mă rog, asta e discuția, cine a pierdut procesul de fapt? Eu cred că soluția e să meargă la arbitraj în condițiile astea, pentru că la instanțe va fi greu de rezolvat. De acord, Cornel, și eu sunt de acord. Problema este cu 1213, în primul rând, nu cred că a fost creat pentru situația în care părțile s-ar înțelege în caz de eroare. Că scopul lui nu este să faciliteze cadrul în care părțile se înțeleg, scopul lui este să asigure sau să stabilească un mod prin care se stinge dreptul
dreptul de a obține anularea contractului. Nici eu n-am spus asta, eu am spus că reglementează o posibilitate și extraprocesuală, pentru că până la urmă, cel puțin la eroare, dar și aici, partea cealaltă poate o inclusiv plăti, ba mai mult, poate și să facă și oferta. Și ce îmi spune la eroare textul 1213? Că dacă declarația a fost făcută și comunicată părții aflate eroare în termenul prevăzut de aliniatul 2, ce înseamnă? În termen de cel mult 3 luni de la data la care am fost notificat sau mi s-a comunicat cererea. Eu merg pe ipoteza în care am fost notificat și eu spun în 3 luni, pentru că după aia am eu o problemă, că sunt eu decăzut din dreptul de a cere adaptarea dacă nu o fac în 3 luni. Intervine decăderea mea, bun, și să zicem că am făcut-o în 3 luni. Păi atunci ce îmi spune textul în continuare? Dreptul se consideră stins. Și atunci soluția automat, dacă au fost făcute toate astea, acțiunea ar trebui respinsă. Da, atunci reclamantului se va respinge acțiunea și el va suporta cheltuielile de judecată. Bun, dar nu e asta problema. Ideea este că la leziune, spre deosebire de eroare, dacă acceptăm ideea pe care a propus-o Bogdan în discuție, și anume că ar fi vorba despre altceva și că nu mai am un criteriu atât de obiectiv, este ceea ce este echitabil, e greu să spui părți, adică intervine un conflict anteprocesual între părți asupra ceea ce este echitabil sau nu. Mai mult că în practică uneori poți să fii mai aproape, dar e greu de imaginat că ești exact în zona fixă la care a oferit-o viitorul părât. E, oricum e mult mai aproape de ceea ce a oferit viitorul părât față de ceea ce își dorea reclamantul a fi echitabil. Și atunci, cum se aplică în mod corespunzător 1213 de la eroare? Tocmai asta e problema, că nu prea are ce să caute 1213. Legiuitorul totuși am mers pe ideea că, domnule, leziunea ar avea o relație cu eroarea, că ar fi eroare lezionară. Poate aplicarea pe procedură pe intervalul de 3 luni, în acest sens el ar putea fi aplicat. Sunt notificat de cineva că se simte lezionat și în 3 luni trebuie să reacționez. Doar că finalul reacției sau datoria mea de a reacționa nu se referă la a aduce lucrurile exact în starea în care și-a imaginat co-contractantul ca la eroare, deci să repar practic integral în natură prejudiciu, ci în cazul leziunii trebuie să vin cu ceva spre el, nu 100%. Deci 120.000, prețul rate 50.000. Eu nu-i spun, îți ofer 70.000. Dar poate este echitabil să-ți ofer 40, poate 35, în plus față de cei 50.000. Da, scopul articolului 1213 este să asigure un mod în care dacă viitorul reclamant ar deveni abuziv, partea care a profitat de eroare, să poată renunța la aceste avantaje, să spună, bun, executăm cum vrei tu, numai nu mă chema în judecă, n-are rost să anulăm contractul, că practic tu singur lucru, pierzi ăsta. Și atunci legiuitorul, ca să se asigure că partea cealaltă nu va fi abuzivă, consideră că la finalul procedurii acesteia dreptul la acțiune va fi stins. La leziune, nu cred că termenele sunt problema de 3 luni sau ideea de notificare. Problema e dacă am putea aplica 1213 ca să considerăm stins dreptul la acțiunea reclamantului. Ori, tocmai ce am discutat toți mai devreme, e foarte greu ca partea să găsească fix reducerea respectivă. Asta va fi evaluarea judecătorului în caz de conflict. Deci pentru judecător va fi mai greu, dar reacția părâtului poate să fie una, îți ofer 40.000-150.000. Dacă instanța apreciază în cursul acțiunii în anulare pe care atunci reclamantul o promovează, cu asemenea ofertă este echitabilă, e clar că nu acoperă disproporții, dar este suficient de echitabil, atunci acțiunea lor ar fi respinsă. Asta am încercat să spun și eu la început, că acțiunea lor ar trebui să fie respinsă, dar problema e cu stingerea dreptului la acțiune. Bun, judecătorul va verifica, sau poate eu m-aș uita, din punctul meu de vedere, n-ar fi echitabilă prestația părâtului, dar având în vedere contextul, că el a venit, a încercat să negocieze, a propus ceva și reclamantul a fost cu nu, 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 poate aș considera că tocmai s-ar crea o inechitate, o altă inechitate, nu, din atitudinea viitorului reclamant, și poate aș considera că prestația părâtului de atunci ar fi echitabilă numai pe considerentul ăsta. Repet, poate ar fi o speță, bun, poate nu i-a dat 65.000, mie mi s-ar părea, o secundă, mi s-ar părea, mă iertați, 75.000, să zicem, echitabil. Dar peste oferta asta, mă uit ca atitudinea viitorului reclamant, el n-a vrut să negocieze, nici n-a vrut să se uite. Atunci îmi spun, bun, dar tu clar ai vrut să exerciți dreptul astfel încât să obții anularea.
nu cumva 65.000 ăla ar deveni echitabil și în raport de atitudinea ta care ai vrut să, care n-ai vrut să negociezi absolut de nimic și ai vrut să profiți de o normă pentru a obține un alt interes, respectiv anularea contractului ăsta fiind interesul clar calculat de către viitorul reclamant încă de la momentul invocării leziunii și restul cu încercarea de adaptare să fi fost o mascaradă. Totuși și atitudinea asta e evaluată în echitate sau poate fi, poate face parte din evaluarea echității și poate aș ajunge la concluzia că și 65.000 acela în acel context ar putea fi o prestație echitabilă având în vedere că orice reducerea prestației sau orice modificare va duce ca partea cealaltă să obțină mai mult decât ar fi obținut prin contract. Adică noi pornim de la ideea că executarea contractului e obligatorie, părțile s-au înțeles și în mod normal ar trebui să execute contractul. El când va câștiga ceva, înseamnă că nu, va, sau orice va obține va fi un câștig pentru el. Eu mă uit cât va fi câștigul atât de mare ca să înlătur eu o eventuală inechitate. De-aia poate ar trebui să ies din sfera asta valorică și, sau să adaug la evaluarea prestațiilor și a contraprestațiilor și atitudinea părților, inclusiv atitudinea unei părți care n-a vrut să negocieze. Bună oară la impreviziune, dacă nu vrea să negocieze, am condiții de admisibilitate a acțiunii. Asta vreau să spun, că acolo atunci, text. Și atunci text. Legiuitorul a spus, bun, e inechitabil, permit modificarea, dar dacă tu nu vrei să negociezi, deja atitudinea ta este inechitabilă și nici mă mai interesează, că eu nu am făcut textele astea de lege pentru persoanele care vor să le... Adică această sarcină a negocierii nu e prevăzută aici. Aici bine, putem este... fi de acord că dacă disproporția este de plus, nu știu, 60%, nu o să fiu atât de cinic încât să-i ofer exact cât să ajung la plus 49%, că în momentul ăla devin eu șicanatoriu ca părât, adică sunt la limita limitei. Arbitrul însă de pentru judecător va fi o chestie nedelicată, tocmai pentru că e vorba de măsurarea caracterului echitabil al reducerii sau după caz al majorării oferite de... Asta e, ar fi frumusețea speției, dar vedeți, asta e periculos. Mie unul nu-mi place când găsesc echitate. Bine, noi ca oameni nu prea știm să lucrăm cu echitate și de-aia nu e bine ca legiuitorul să ne dea nouă această putere de a lucra cu echitatea. Dar însuși ideea de echitate e ceva care nu știm cum să o aplicăm și totuși pare să ducă aplicarea sau să ducă raporturile civile în afara legii, cumva. Dom'le, n-aplic legea, contractul trebuie să fie executat, n-aplic legea, merg pe echitate ca să reglez. Bun, aici e ușor să reglez, am mai spus-o și în dezbaterea apropo de undele electromagnetice și aplicarea dispozițiilor 630. Într-un caz poate fi foarte ușor, echitatea e evidentă. În alt caz, poate prin aplicarea echității creezi o inechitate și de aia ar trebui să ne uităm și la ordine. Până la urmă, fără dispoziție la leziune și în previziune, părțile ar fi mai disciplinate și atunci s-ar duce vorba, ca să folosesc o expresie, și părțile ar ști că dacă am încheiat un contract, apoi am încheiat un contract. Și să-l citesc vreo 7 ori, că cine știe cine a venit la mine peste 10 ani când execut contractul și mi-arată o clauză și nu mai am ce face. Dacă părțile știu că da, colom, că e echitate, că e în previziune, poate și ele vor tinde să speculeze mai mult, inclusiv aplicarea normelor juridice. Da, dar nu, contractele n-au forță chiar atât de obligatorie, ca să mă exprim neacademic. Mai vedem ulterior cum o fi cu impreviziunea, cum o fi cu echitatea, că poate le mai adaptăm noi. Acum e greu, apropo de ce spunea, acum e greu, închei un contract în orice condiții, prevăzând poate chiar de la momentul încheierii contractului că peste câteva luni, nu maxim un an, să fiu ținut de termen de prescripție, aș putea apela la leziune și până la urmă asta face parte din riscul meu economic. Merg așa, execut 4, 5, 6 luni, după aceea promovez o acțiune, apelez la dispoziție la leziune și vreau să obțin readaptarea contractului, nu, sau modificarea contractului, astfel la un nivel la care partea cu contractantă n-ar fi fost de acord. Păi și asta e atunci unde e echitatea. Vedeți, asta este foarte, foarte greu în evaluarea echității și eu personal, dacă m-ați întreba, aș rămâne pe aplicarea legii pentru că, până la urmă, și asigurarea unei discipline face parte din echitate. Sau și echitatea se poate realiza prin asigurarea disciplinei. Ori o ierarhie normativă și niște reguli bine stabilite și greu de derogat de la ele asigură, adică sau fac parte din echitate. Bun, eu vreau să vă întreb, apropo de victima leziunii reclamant,
dacă s-ar comporta echitabil, dar în același timp și pragmatic pentru interesele lui, el ar avea, din punctul meu de vedere, următoarele opțiuni procedurale, atât anularea cât și reducerea prestațiilor. Nu credeți că ar fi echitabil în același timp, ar avea o atitudine și conformă echității de care vorbeați, dar în același timp și pragmatică intereselor lui, dacă în general un astfel de reclamant ar formula, dacă își dorește anularea în principal și reducerea prestațiilor în subsidiar, sau dacă interesul lui pragmatic i-ar spune că el oricum nu are nevoie de bun, el ar fi vrut să vândă, de exemplu, bunul ăla pe un preț echitabil, de ce să mai formuleze anulare când poți să formulezi reducerea prestațiilor? Sau majorarea, dacă ți-o ții prea mic, de fapt, de asta e. Da, 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 poate părțile, într-adevăr, dacă s-ar înțelege... Adică niște condiții normale, adică dincolo de echitate, e vorba și de pragmatismul lui. Dacă el a vrut să vândă un bun, înseamnă că a avut nevoie de niște bani. Dacă prețul ar fi unul corect și echitabil, nu văd de ce și-ar schimba opțiunea. Și de asta cred că, în principiu, ar fi... Cumva legiuitorul îi dă dreptul cumva să se răzgândească asupra vânzării prin folosind aici o metaforă, prin mijlocul ăsta al anulării. Bine, poate cere și asta, dar n-ar fi prudent din partea lui și în același timp în situația asta, cred că nici n-am mai avea probleme procedurale, pentru că atunci totul avea cererea principală, am avea și capătul principal și capătul subsidiar și atunci în funcție de probatoriu și de drepturile pe care și le exercită conform 1223, coroborat cu 1213, părâtul din proces, instanța ar avea toate mecanismele să pronunțe și o soluție legală și procedurală și probabil și în spiritul textului, inclusiv adaptarea prețului, pentru că va avea capătul subsidiar pe care îl va considera mai potrivit și va respinge capătul principal. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar eu mă gândesc la varianta cea mai rea. Da, reclamantul, da, este regulă, nu, că despre asta atunci când părțile s-ar înțelege și părâtul ar fi de acord cu adaptarea. E vorba de, cred că, am înțeles, reclamantul, tot de conflict. Nu, de conflict. Dar reclamantul să fi cerut în subsidiar și... Da, acel nu prea face că dă bine, prost, te duc la un judecător, cer maximum, dar dacă nu fi, dați-mi ce se poate, aveți. Și doi la mână, mai avem o problemă la alineatul întâi. Pentru și profesorul Chirică, mi se pare, făcea o critică la adresa acestui alineat, că e prea strict. El oferă două variante. Ori arunci totul în aer, anularea contractului, ori tu ceri reducerea obligațiilor tale cu valoarea de un interes. Deci, adică, dacă eu livrez un bun individual determinat, cum spunea și profesorul Chirică și numai dânsul, nu mă apuc să-l dezmembrez ca să-mi reduc obligația mea economic cu ce preț finalmente și-a asumat celălalt să plătească pentru această prestație. Adică varianta asta, nu știu dacă intră strict în alineatul de la 1022. Nu cred că totuși, sau poate legiuitorul s-a gândit că ar fi fost anormal ca reclamantul să ceară mărirea celelalte prestații. Adică n-a vrut nici să spună modificarea sau adaptarea contractului pur și simplu, s-a gândit ce ar putea să ceară o parte. Păi, haide să plătesc eu mai puțin, nu, să execut eu mai puțin, fără să solicit ca cealaltă parte să execute mai mult, că ar fi anormal ca instant... Dacă eu am preț de plătit, descoper că am preț prea mare de plătit, face sens. Această variantă de a merge pe reducerea obligațiilor mele este faptic de transpus. În schimb, dacă este în situația în care eu livrez un bun sau un serviciu pentru un preț care mie mi se pare suma de bani e prea mică, atunci nu prea mă încadrez strict în alineatul întâi decât dacă îmi permit analogii și judecătorul mi le permite. Care judecătorul și el un procedurist. El se uită la o petit și vede că nu prea se încadrează în cele două variante limitativ prevăzute de lege. Atunci ar putea merge pe anulare dacă n-ar putea. Asta, cred că legiuitorul s-a gândit că totuși ar fi anormal să cer, fac o acțiune prin care să oblig modificarea obligației celuilalt și să plătească el un preț mai mare. Dar poate la asta poate s-a gândit, poate nu s-a gândit legiuitorul. Poate s-a gândit, cel puțin în mod abstract, că singura posibilitate ar fi să ceară el reducerea propriei prestații. Dacă n-ar putea pe calea reducerii prestației, atunci judecătorul ar putea verifica dacă e un caz de anulare sau nu. Până la urmă, asta spun, că în leziune... orice discuție, orice primește e un beneficiu nemeritat până la urmă pentru parte, că ea și-a asumat, ea a încheiat un contract. Să zicem excepțional, urmă, nemeritate, că am spus că prevede legea, dar un beneficiu cu bă mare dacă totuși, față de litera contractului. Dacă suntem într-un contract cu o valoare mare, cum spune asta, și trebuie să livrez un bun, eventual individual determinat, că dacă erau de gen, livram mai puțin. Dacă am un bun individual determinat pe valori mari,
iarăși îmi pun problema cum ajung la leziune. Totuși, nu oricine are un bun individual determinat de valoare foarte mare, nu oricine intră în raporturi comerciale. Ne putem gândi la multe situații. Cu valoare de 400.000 de euro, livrez la 650.000 de euro. Nu trebuie mai mult. Știți că asta cu jumătate, cu mai mult de jumătate, sună într-un fel în urechi. Dar dacă dăm exemple, de la o anumită cifră în sus, desigur că sunt semnificative, dar... Dar pornind de la ideea galactice. Că partea a semnat un asemenea contract și ea când l-a semnat știa că o să primească 400.000. Legiuitorul îi oferă un beneficiu că o lasă să discute o readaptare a contractului. Acum nu înseamnă că legiuitorul trebuie să-i dea și acces efectiv la acea cale dacă pe situația lui concretă nu poate avea acces la acea... Adică legiuitorul trebuie să ofere tratament egal persoanelor care se află în situații egale. Într-o asemenea speță, poate s-ar putea constata că din punct de vedere obiectiv nu ar avea acces la o soluție de adaptare, legiuitorul nu era obligat să-i dea, i-a dat-o că a vrut și singura soluție ar fi anulare sau nu. Dacă judecătorul consideră că e de anulat, atunci va anula, dacă nu-i consideră că va fi de anulat, nu va anula. Până la urmă, asta a fost... Legiuitorul putea să nu-i dea nimic. Pornim... Până la urmă, într-o discuție pe care n-am făcut-o și cum ar afecta leziunea principiul securității raporturilor juridice. Văd și ceilalți, intrăm, adică un contract nu este un simplu act juridic undeva într-un neant, el este în relație cu o grămadă de alte acte juridice. Poate cel care a obținut reducerea prestației va vrea și el la rândul lui să obțină reducerea altor prestații, că poate a luat un credit să-și ia bunul, poate a vrut să facă o anumită afacere. Deci e foarte periculos însă și această posibilitate să intrăm și să modificăm anumite raporturi contractuale. Dar dacă legiuitorul ne dă acest beneficiu, nu înseamnă că toată lumea trebuie să aibă acces la el sau în toate formele. Dar asta v-am zis, ca o părere... Ați spus ceva și mi-am adus aminte de o întrebare interesantă și o problemă interesantă, supraevaluarea prestațiilor contractuale între leziune și alte remedii juridice. Cornel, dacă vrei să... Asistând la aceste schimburi de idei, dau seama că s-ar putea ca recursul la leziune să fie destul de puțin tentant pentru... un reclamant sau un potențial reclamant. Sunt obstacole practice. Trebuie să dovedești că nu prea te-ai priceput în primul rând. Ceea ce deja e o chestiune relativ incomodă. N-am avut cunoștințe. Atunci dacă n-ai avut cunoștințe, de ce ai semnat? Întrebarea legitimă care se pune. Am fost în stare de nevoie. În fine, aici pot fi discuții, dar dacă vorbim de stare de nevoie și ne gândim în primul rând la nevoi financiare, probabil, aici va trebui văzut cum se corelează această idee cu legea insolvenței. Pentru că starea de nevoie de cele mai multe ori se duce așa ușor, ușor într-o stare de insolvență și acolo am și acolo, sunt și în legea insolvenței unele prevederi cu privire la anularea unor contracte dezechilibrate, care pe de-o parte sunt mai generoase decât din codul civil, pentru că se vorbește acolo despre prestații care întrec în mod vădit prestația primită, pe de altă parte sunt mai restrictive, cam un termen de 6 luni și, în fine, premisa aplicării este oricum intrarea în insolvență, care în general nu e neapărat cel mai plăcut lucru care se poate întâmpla, deși, mă rog, pentru unii e o binecuvântare. Pot să apară în practică situații în care am ipoteze de discrepanță valorică între prestațiile părților, dar care să nu mă ducă automat în ideea de sau să nu mă ducă automat într-un proces care să fie întemeiat pe leziune. Odată pentru că e greu, doi pentru că s-ar putea să fie vorba de altceva, s-ar putea ca disproporția valorică să fie simptomul unor alte evenimente care la rândul lor să producă sau nu anulare de contract sau obligații de dezdomânări și așa mai departe. Pot avea un simptom, și era o idee anunțată cumva și pentru discuții, nu știu dacă vom mai avea timp, poate fi un simptom al exercitării unei violențe economice, poate fi chiar un simptom al unui dol. Poate fi un simptom, cum am avut în practică, al unui potențial conflict de interese și aici vorbim de relații între profesioniști, situații în care administratorul unei societăți semnează cu o altă societate
în care avea un anumit interes, o participare indirectă, contracte despre care se bănuiește că sunt supraevaluate. Cum remediezi o astfel de situație? Nu e ușor. Chiar dacă, în primul rând, trebuie să dovedești supraevaluarea prestațiilor. Doi, trebuie să dovedești legătura ocultă între administratorul societății și partenerul contractual. Apoi trebuie să identifici temeiul juridic adecvat pe care să-l folosești. Dacă folosești leziunea, e problematic, așa cum am văzut. Avem temeiuri juridice însă și în altă parte. Avem legea 31, care vorbește despre obligația administratorului și asociatului de a se abține în momentul în care se iau anumite decizii și de a nu participa la luarea celor decizii și la implementarea lor. Avem prevederile din Codul Civil care se referă la reprezentarea persoanei juridice, articolul 215. Avem prevederi din Codul Civil care se referă la reprezentare în general și care interzic și ele conflictul de interese, dacă ne aflăm într-o ipoteză de conflict de interese. Și nu trebuie să uităm în vremurile pe care le trăim și de vestita răspundere penală, care se poate traduce într-o eventuală acuză de delapidare, de gestiune frauduloasă. Nu mai zicem nimic de cea mai celebră infracțiune din Codul Penal în momentul de față. Dar iată, pot avea foarte multe alte instituții juridice la care mă pot gândi într-o situație în care am o ipoteză comună cu cea în care lucrăm pe leziune, respectiv această disproporție vădită sau semnificativă, scandaloasă, mă rog, uneori, între prestațiile consimțite de către părți. Și leziunea pare a nu fi soluția cea mai fericită sau cea mai sigură din punct de vedere a celui care vrea să atace acel contract. Văzând de foarte multe ori cum se întâmplă lucrurile în practică, constatăm că există de foarte multe ori în procesele care ajung în instanțe, de foarte mult se pornește, în loc să se pornească de la ipoteză, se pornește de la consecințele ei, se de la efect. Și cineva poate să-și facă următoarea analiză, să spună, pentru leziune eu trebuie să mă grăbesc, trebuie să ajung într-un an de zile în fața instanței, pe calea excepție nu pot să o invoc. Păi nu e mult mai favorabil să găsesc eu acolo un motiv de nulitate absolută sau măcar de nulitate relativă și să am măcar 3 ani ca să, la dispoziție ca să mă gândesc și s-ar putea ca această tentație practică, umană până la urmă, în fine, nu vreau să acuz pe nimeni, e posibil ca această tentație să facă oamenii potențialii reclamanți să prefere să, nu știu, să găsească o cauză ilicită. Până la urmă, în mod tradițional, astfel de probleme erau de multe ori rezolvate pe terenul cauzei, în momentul în care nu aveam text specific pentru leziune. Este posibil să ne întoarcem la aceste soluții sau pseudo-soluții, asta în condițiile în care tocmai ceea ce a vrut legiuitorul a fost să evite. Legiuitorul a instituit acest termen de un an tocmai pentru a asigura stabilitatea contractului. Aici, apropo de cauză, că ai zis de cauză, aici cred că soluția nu mai este posibilă, că s-a mai invocat chestiunea asta apropo de posibilitatea apelării tot la cauză și în situația care actualmente e reglementată de leziune. Cauza ilicită sau imorală, pentru că asta ar fi ipoteza, atrage nulitatea absolută a contractului dacă este comună, ori în caz contrar, dacă cealaltă parte a cunoscut-o sau după împrejurări trebuia să o cunoască. Cred că reglementarea cauzei în 1238 aliniatul 2 face adică imposibilă, teoretic cel puțin, aplicarea pe ipoteza leziunii și cred că de fapt aici există o corelare foarte bună între cele două texte și de aici opțiunea legiuitorului de a crea premizele modificării jurisprudenței sub imperiul vechiului cod civil în care în toate aceste ipoteze se aplica teoria cauzei ilicite, respectiv imorale, și acum tocmai de aceea a fost reglementată leziunea majorilor, un caz special de nulitate relativă. Pot avea totuși o situație în care se poate construi cu oarece credibilitate și inclusiv apelând și la echitate, se poate construi pe acest teren o situație în care am o societate, să-i spunem comercială în continuare, și la un moment dat se schimbă managementul. Și vechiul management încheie un contract în condiții dubioase și nou management vine și spune
sigur, e aceeași persoană juridică în continuare, dar vine și spune, da, există o cauză ilicită comună în persoana vechiului management. Și, deci, ambilor, că ambii au concurat la... Nu e de neconceput un scenariu de acest gen. Iarăși, dacă mă refer la violență, sigur, economică, acolo e o nulitate relativă dacă se justifică invocarea violenței economice. Da, aici probabil că legea distanță nu s-a aplicat, pentru că se face dovadă unei conivențe între vechiul management al societății, care acum vine și face scandal, și cealaltă societate, n-aș intra în legea, pentru că legea ideea e că unul profită de cealalt, ori aici au profitat de cealalt. Ar fi mai tentant să invoc, asta vreau să spun, ar fi mai tentant să invoc o teorie de acest tip în sprijinul acțiunii mele, tocmai pentru a profita, nu spun de mine sau despre ce de fapt, pentru un potențial reclamant. Ar putea fi mai tentant să invoce o astfel de idee dacă va fi în situația, să zicem, de a evita termenul de un an. Și atunci se va duce fie pe nulitate relativă, fie pe nulitate, pe alt motiv, fie pe motiv de nulitate absolută. Și la nulitate relativă, uitați violența economică, poate fi un motiv. Interesant. Deci cu alt... Iarăși, cu diferențe, nu este în mod evident aceeași ipoteză comună de aplicare, dar una din ipostazele violenței este temerea pentru bunurile pentru bunurile victimei violenței. Și aici, iarăși, putem să avem o situație în care lucrurile se pot interpreta destul de mult. Ce înseamnă temere pentru bunuri? Cred că situația cu schimbarea managementului cred că situația cu schimbarea managementului s-ar încadra un pic și pe textul de la cauza ilicită. Că, practic, cred că de asta v-ați gândit la exemplu, că ar putea exista o conivență, chiar dacă rămâne aceeași persoană juridică la momentul încheierii contractului, managementul ei, împreună cu partea adversă să fie avut... Pe de altă parte, aceeași... Sunt lucruri care se întâmplă în practică. Există un anumit management care, din diverse motive, profită de moment. Mi-a plăcut exemplu pentru că totuși profită de moment și pe cauza ilicită. Adică s-ar încadra și pe cauza, cu toate că rămâne aceeași persoană juridică și sigur, la care ar vrea ulterior să anuleze contractul pe cauza ilicită și am avea aparent acest impediment. Pentru frumusețea discuției, eu aș spune, dacă un reclamant mi-ar spune chestia asta pe cauză ilicită sau imorală, aș spune că totuși e vorba de aceeași parte. Managementul înseamnă doar un alt reprezentant. Și pentru că până la urmă cauza o apreciez în persoana reprezentatului, nu în persoana reprezentantului. Ce a vrut legiuitorul să spună totuși când el a avut în vedere, ce a vrut legiuitorul să spună, el a avut în vedere situația în care ambele părți ar gândi la fel, nu, ca să parafrazez. Fel de ticăloase. Un exemplu imaginat așa ar fi, nu? Nu știu, da. Adică l-am auzit exemplu, mi-a plăcut și poate aș reflecta asupra lui, dar sigur, la prima vedere mi s-a părut că ne-am putea gândi că s-ar putea încadra sau poate ar fi echitabil să se încadreze chiar în 1238 alineatul 2, având în vedere că e o persoană juridică, conducerea ei, poate ne gândim la o corporație, la ceva, înseamnă sau e ceva de luat în seamă și totuși ar putea exista și situația în care cealaltă parte a cunoscut-o. Adică ei s-au înțeles, a fost cauză ilicită, ulterior s-a schimbat managementul și am venit cu o acțiune pe cauză ilicită, nu neapărat că se va admite. Dar totuși, ca și construcție juridică, ne-am putea gândi dacă ar merge pe 1238 alineatul 2. Am avut în practică situații de acest gen. Nu sunt ipoteze, mă rog, rostite ad hoc acum. Am avut situații, mă rog, din păcate, practica judiciară nu a fost constantă, ca să zicem așa. În plus, cred că nici n-ar fi rău ca aceste probleme să fie rezolvate pe terenul dreptului civil. Pentru că există această tendință nefericită, să spunem, de a extinde foarte tare domeniul dreptului penal. Și, dar de multe ori această tendință nefericită, ea vine să se instaleze exact pe un teren care e lăsat gol de celelalte ramuri de drept. Pentru că există celelalte forme de răspundere care nu funcționează în mod corespunzător. Că e civilă, că e disciplinară, că e administrativă, pe un teren lăsat cumva gol de, mă rog, inacțiunea celor care ar trebui să facă să pună în funcțiune aceste forme de răspundere, vine și se instalează dreptul penal pe o
senzație de revoltă a multora care văd că lucrurile nu sunt puse la punct și atunci vin și spun ok, să vină dreptul penal. La fel se poate întâmpla și aici, exact pe situația pe care, pe ipoteza pe care am discutat. O situație de fraudă internă care nu e neapărat, din punctul meu de vedere, să meargă în dreptul penal. Se poate rezolva prin dreptul civil. Ar fi o, iată, una din formele de rezolvare pe dreptul civil. O altă formă de rezolvare ar fi o răspundere a administratorului pentru gestiune, mă rog, necorespunzătoare a patrimoniului societății. Dacă vom reuși să păstrăm lucrurile în civil, vom discuta în continuare despre aceste interpretări foarte, foarte frumoase, care până la urmă vor avea consecințe doar financiare. În momentul în care dreptul civil nu ar mai funcționa și nu ar permite corectarea unor derapaje de acest gen, atunci s-ar putea să ne trezim că vine dreptul penal și atunci miza devine mult mai mare, libertatea individului și... Păi, dreptul penal a venit deja, pe ecran e 247 aliniatul 1, nu? Exploatarea patrimonială unei persoane vulnerabile, care seamănă, sigur, nu se calează. Dar faptul creditorului care cu ocazia dării cu împrumut de bani sau bunuri, deci ar fi un contract anume, comodat sau mutum, nu? Profitând de starea de vădită vulnerabilitate a debitorului datorită vârstei, stării de sănătate, infirmității, relației de dependență în care debitorul se află față de el, îl face să constituie sau să transmită, pentru cineva sau pentru altul, un drept real, ori de creanță, de valoare vădit disproporționată față de această prestație. Alineatul 2 e cu alcoolul, el în seara nu ne băgăm în el, dar alineatul 1 are ceva elemente. Iertați-mă, aici trebuie să intervin. Vădit disproporționat. Suntem în codul penal. În codul civil avem 50%. Codul penal operează cu noțiunea de vădit disproporționat. Acum, sigur, nu sunt neapărat practician dreptul penal, dar din punctul meu de vedere, dreptul penal trebuie să fie ingineria dreptului. Totul ar trebui să fie extrem de clar, previzibil, nu? Cum spune practica CEDO, cum spune chiar și practica Curții Constituționale, să știe persoana interesată când trece din teritoriul unui comportament legal în teritoriul unui comportament care e nelegal. Și iată, vedem texte cum e acesta din codul penal în care se vorbește de prestații vădit disproporționat. Păi dacă am fi în civil, am avea mari probleme să stabilim ce înseamnă prestație vădit disproporționat. Dar în penal... E mai ușor, penal nu poate neapărat să tarifeze, că iar ar fi un risc. Dacă ar pune 70%, toată lumea s-ar păstra la 69% și toate... Și nouă fiind o cifră fatidică. La fel e și cu viteza legală. Nu, dacă vrei să eviți amenda, mergi cu 49 de km pe oră. Dacă vrei să asumi riscul, uneori dreptul penal e necesar să intervine, dar pentru că modul cum se desfășoară raporturile juridice civile poate afecta la un moment dat și interesul public. Că noi, până la urmă, asta analizăm apropo și de CEDO și de securitatea raporturilor juridice civile. Nu este bine să încălcăm forța obligatorie a unui contract pe contractul X de 10 lei, pentru că încălcând-o aici și dincolo am afecta securitatea raporturilor juridice civile și atunci când se încheie contractul de 10 milioane de euro, ar avea în spate o jurisprudență creată prin astea de 10 lei, dar care ar afecta modalitatea în care se vor executa obligațiile și atunci voi avea și eu probleme, de exemplu, când plătesc 10 milioane de euro dacă nu, pe executarea contractului. De aia e bine totuși uneori să intervine și dreptul penal, pentru că însuși securitatea raportului juridic este un interes public. Dar, într-adevăr... Pot să am situații în care n-ajung la 50%, nu am acțiune în anulare pe codul civil, dar poate să vină cineva și să-mi spună, e 40%, e vădit disproporționat, e infracțiune. Da. Și asta e normal, nu poate să fie, din punctul meu de vedere, trebuie să există o gradație a răspunderilor. Ați văzut că tocmai acum ceva puțin, o lună, două, nu, când s-a tarifat răspunderea penală în raport de valoare, toată lumea a zis, da, de ce 200.000 și 950 și 900? Adică totuși dreptul penal, într-adevăr, uneori poate merită, dar... Poate în alte cazuri nu ar putea să tarifeze în raport de anumite valori și e bine să avem încredere în judecători, nu? Și în procurori. Și în legiuitor avem încredere. Dar e vădit că vă place penalul, adică nu, nici mai trebuie să vină. Da, motiv să pentru intervii. Care salutăm și dispoziția din codul penal, da. Care vorbește de consecințe deosebit de grave la 2 milioane de lei.
Noi avem încredere în judecători și mai ales în judecătorii care tind să evite să se substituie voinței părților în formarea contractului, pentru că nu trebuie să uităm de la ce am pornit. Când vorbim de anulare, este un remediu prevăzut de lege. Când vorbim de adaptare, înseamnă că se încheie un nou contract pe care poate părțile n-au vrut niciodată să-l încheie. Lăsând la o parte faptul că se prezumă o parte incapabilă să-și ia decizii cu privire la contractele pe care le încheie și că putem deschide terenul pentru discuții despre care spunea și domnul profesor, că îl închei într-un anumit moment, după care nu mi se mai pare favorabil și caut un remediu în cod pentru a-i afecta forța obligatorie. Din acest punct de vedere, mie mi se pare că și dreptul civil trebuie să fie la fel de matematic sau de riguros, dacă nu chiar mai riguros decât dreptul penal, pentru că putem ajunge în situația în care, în specii identice sau similare, un judecător să considere un preț de o anumită valoare cel echitabil, iar colegul din alt complet sau de la altă instanță să considere un preț de două ori mai mare. Fapt oferta, că bun, avem disproporție, avem metrajul, dar apropo de reacția părâtului, un complet spune, e o ofertă echitabilă să vii cu încă 30%, altul spune, dacă ai trecut cu o ofertă de pragul de 50 ești la 49, e în regulă. Da, ceea ce, revenind la discuția anterioară, mi se pare că ar trebui să existe o cerere reconvențională pe care instanța să o pună în discuția celeilalte părți care să se pronunțe dacă își menține acțiunea cu riscul de a fi respinsă sau... Iertați-mă, trebuie să intervin aici, pentru că mă gândesc la următorul subiect. Dacă ne aflăm în ipoteza unui dosar penal, 247, și inculpatul spune, majorez prestația, conform codului civil. Ce ar face un judecător? Da, de dragul discuției, nu cred că o situație de genul ăsta se va întâmpla prea curând. Dar atunci chiar am încurcat-o. Dacă în civil aveam probleme, întâmpinare, cerere convențională, în penal cum o rezolvăm? Cu suspendare, se dă cu suspendare. Adică suspendare. Apropo de... Am auzit un râs din Banat. Vă rog să vi-l argumentați, pentru că eu am zis că... Dar acum a început dezbaterea. Vă rog. Realitatea este că e fascinant să urmărești și ca și spectator aceste dezbateri și desigur foarte incitant să participi la ele. Ce pot să spun? Penalul ca de obicei ține în loc civilul sau nu știu dacă numai civilul, dar pe civiliștii puri care s-au oferit de penal, sigur îi ține în loc pentru că aceștia nu își pot exprima nicio părere. Este cazul meu, spre exemplu. Mi-ar place să fiu mai updatată în ceea ce privește influența penalului asupra raporturilor civile, dar din păcate trebuie să fiu foarte rezervată și să lăsăm cezarului ce al cezarului, deci să se pronunțe capitala asupra acestor aspecte. Noi vom lua act decât, să zic așa. Deci pe această... influența a penalului asupra raporturilor civile, n-aș ști ce să vă spun. În ceea ce privește tema pe care o avem de dezbătut, respectiv leziunea, cred că putem să încheiem într-o notă statistică. În sensul că este dovedit de practică faptul că în contracte, ca și în iubire, întotdeauna există o parte care sărută și o parte care întinde obrazul. Vis-a-vis de această susținere, mă gândesc să circumstanțiem ceea ce și domnul judecător spunea, și anume starea de necesitate. De așa natură încât să nu o extrapolăm astfel încât în orice contract să apară această stare de necesitate ca justificând leziunea în cazul în care partea care este superioară din perspectiva cunoștințelor, experienței și o poate exploata. Dar chestiunea este că până la urmă trebuie văzut dacă această stare de nevoie, care este altceva decât starea de necesitate, dacă această stare de nevoie are sau nu o determinantă
morală, să spun. Deci ideea este că această necesitate ar trebui să fie oarecum scuzabilă, așa, dacă nu vom încerca să analizăm cu o oarecare strictețe această stare de nevoie, putem ajunge în situația să vedem o leziune aproape în orice contract, dacă firește există interesul celui ce se pretinde lezat să valorifice juridic această oportunitate dată de cod. La un fel de beție voluntară în penal, nu? Adică care n-ar fi circumstanță atenuantă. Cred că o să ne oprim aici și mie nu-mi convine și sunt convins că nici invitațiilor, de-abia încă zi motoare, totuși o zi de luni și dacă ce încep luni faci toată săptămâna, nu mai dăm pe la birou nici unii, nici alții. Ce să spun, că nu am nimic de spus decât că a trecut timpul pe nesimțite, ca să spun așa, imperceptibil. A trecut cu leziuni, pentru că într-adevăr e o discuție care poate pentru noi și sper și pentru cei care ne-au urmărit, a fost discuție interesantă, pe alocuri fascinantă, pentru subiectele de drept care se pot confrunta cu aplicarea acestor text, nu atât în favoarea lor, cât în favoarea unora, cât pe spinarea altora, poate fi o discuție care a creat frisoane. Da, să sperăm că fiind luni seara, frisoanele mai pot să aștepte. Mulțumiri Banatului, mulțumiri Bucureștiului și celor care ne-au urmărit și să ne pregătim de primăvară, mă rog, nu în următoarele două săptămâni potrivit bulletinului meteo, dar măcar din aprilie încolo. O seară frumoasă și o săptămână plăcută tuturor. Mulțumim, la revedere!